Bun găsit, tovarăși și prieteni! Ainii sunt unul dintre cele mai mici popoare ale lumii. Și acest fapt îi poate face pe unii să se întrebe. A făcut atâtea filme despre popoare mici. De ce dau atenție atât de mare popoarelor mici sau foarte mici ale lumii? Răspunsul este că există multe de învățat de la popoarele mici. Răspunsul este că popoarele mici sunt la fel de importante ca și popoarele mari. În ce privește contribuțiile pe care le-au adus la mersul înainte al umanității și ar fi o mare pierdere pentru umanitate ca vreunul dintre popoarele mici să se piardă, fie la nivel lingvistic, fie la nivel cultural, fie la nivel identitar. Diversitatea umană este una dintre marile surse de bogăție ale umanității. Diversitatea umană face umanitatea să fie așa cum este, bogată și cu un mare potențial. Deși se confruntă cu multe amenințări, umanitatea poate găsi la aceste popoare mici, răspunsuri la multe dintre problemele sale. De ce credeți că urăște Bolsonaro atât de mult popoarele mici din Amazonia? Popoarele amerindiene mici care au mai rămas în Amazonia. Pentru că aceste popoare, prin modul lor de viață, prin modul lor de a se integra, de a trăi în comuniune cu natura, oferă niște răspunsuri, oferă niște soluții pentru salvarea planetei pe care el, Bolsonaro, vrea să o distrugă. Eu sunt convins că Bolsonaro, în mod conștient, vrea să distrugă planeta. Cel puțin el este conștient de faptul că acțiunile lui distrug planeta. Nu mă îndoiesc de acest lucru. Nu cred nicio clipă că Bolsonaro este doar un cretin care habar n-are de consecințele sale și dacă ai putea să-i arăți așa cum arăți unui copil, el s-ar deștepta, ar băga la cap și ar zice: gata, domnule, de mâine nu mai fac așa, de mâine mă fac băiat bun și respect natura. Nu, eu sunt convins că Bolsonaro știe bine ce face și voit face ceea ce face. Dar asta este altă poveste. Popoarele mici reprezintă un tezaur. Niciunui popor nu trebuie să disprețuiește experiența. Mai ales popoare care au rezistat timp de mii de ani. Uite, de exemplu, aborigenii australieni de 65.000 de ani rezistă și au trecut prin niște chinuri cumplite în ultimele 2 secole. La fel și andamanezii din insulele Andamane rezistă de 60.000 de ani în insulele lor, unele dintre ele într-o izolare totală impusă, autoimpusă. Ainii, ce să zic, rezistă și ei de mii de ani. Și faptul că un popor a putut să reziste timp de mii de ani, când alte popoare, abia dacă au 1.000 și ceva de ani vechime, reprezintă totuși prin el însuși un miracol. Studiul popoarelor mici este important și prin degetul acuzator pe care le îndreaptă asupra colonialismelor de tot felul. Fie că este colonialism în insulele britanice față de popoarele celtice, în Franța față de bretoni, în Australia față de aborigeni, fie că este colonialism japonez în Japonia față de Aini. Orice popor mic adus până în pragul dispariției este un act de acuzare la adresa colonialismului și când ataci colonialismul, nu se poate să nu ataci și capitalismul. Cine atacă colonialismul este obligat să atace și capitalismul. Deoarece colonialismul este capitalism și capitalismul este colonialism. Capitalismul întotdeauna când ajunge la un anumit nivel, dă pe din afară în colonialism. Și capitalismul românesc a avut așa tentative de a da pe din afară în colonialism, atunci când a furat cadrilaterul în 1913 de la Bulgaria
Și atunci când s-a dus peste Uniunea Sovietică și a anexat Transnistria, unde Antonescu făcuse propriile sale lagăre ale morții. Cine sunt deci ainii? Ei sunt în prezent considerați aborigenii din insula Hokkaido, cea mai nordică insulă din arhipelagul japonez, populația indigenă a insulei Hokkaido. Dar savanții nu s-au pus încă de acord dacă ei nu cumva au trăit mai de mult în toată Japonia. Despre ainii s-a scris mai mult decât despre oricare alt popor. S-a scris mai mult despre ainii decât despre oricare alt popor. Atât de interesanți au fost ei. Și trebuie spus că au fost interesanți nu întotdeauna pentru cei mai buni dintre oameni. Câteodată și cei mai răi dintre oameni, interesați să demonstreze o anterioritate a rasei albe în Japonia, s-au alăturat și ei celor care au scris despre ainii. Dar asta nu schimbă faptul că ainii sunt poporul despre care s-a scris cel mai mult. Nu dacă s-a scris atât de mult despre ei, trebuie să fie foarte interesanți, nu? Și într-adevăr au dreptate, ainii sunt printre cele mai interesante popoare de pe glob. Dintre cei care au scris despre ainii, amintim pe rusul Sternberg, pe rusul Sternberg, da? Un alt rus, Krashennikov, pe marele antropolog francez Leroy Gourin, pe Pilsudski, pe Hattori, pe Kindaichi, pe Kreiner, pe Bachelor, pe Watanabe. Oameni care au scris foarte mult despre ainii, despre poporul acesta. Motivul pentru care au scris și ruși despre ainii este simplu. Ainii au trăit cândva și în insule Curile, ba chiar și în sudul Sahalinului, care a avut o istorie complexă. Au fost anexate întâi de Japonia, dar revendicate în același timp și de Rusia țaristă, care a trimis așa niște expediții de prospecțiune să vadă cam ce se găsește pe acolo, ce poate fi luat, ce poate fi luat cu japca. Și la un moment dat, japonezii s-au confruntat cu rușii și inițial japonezii au avut câștig de cauză, anexând Curilele și Sahalinul de Sud, care s-au întors la Uniunea Sovietică abia în 1945, după ce Japonia a pierdut al doilea război mondial și l-a pierdut nu în mică măsură datorită Uniunii Sovietice, care a făcut în 3 săptămâni de război în Manciuria la fel de mult cât au făcut americanii în 3 ani de zile de război în Pacific. Dar asta e altă poveste. Cu tot altă poveste. Deci, unul dintre motivele, vă spuneam, unul dintre motivele pentru care ainii au fost atât de interesanți a fost înfățișarea lor, care nu pare să fie deloc, nu pare să se potrivească în părțile locului. În părțile locului știm că domină oameni cu aspect mongoloid. Ainii nu par să se încadreze în acest, sau nu păreau să se încadreze în acest tip fizic. În prezent, foarte puțini au mai rămas necorciți cu japonezii, dar înainte de a se corcie cu japonezii, arătau destul de diferit de japonezi. Mulți au spus, uite domnule, o rasă albă într-o mare galbenă, o insulă de rasă albă într-o mare de rasă galbenă, și au zis acești oameni. Ainii aveau într-adevăr, înainte de a se corci cu japonezii, niște trăsături, unele trăsături europene. Acum nu trebuie să credem că toți ainii erau 100% europeni. Nu, ainii, poate la rândul lor, ca și alte popoare, trecuseră prin diferite faze de metisare cu alte popoare. N-avem niciun motiv să credem că ainii, înainte de contactul cu japonezii, n-au cunoscut o evoluție proprie. Dar în orice caz, înainte de corcirea cu japonezii, mulți ainii aveau următoarele trăsături. Ochi de tip european, piele mai albă decât a japonezilor, iată, și o pilozitate foarte abundentă. Ainii erau cei mai păroși oameni de pe planetă. Așa arată studiile antropologice. Bărbații purtau bărbi foarte mari. Iar femeile își tatuau partea de sus a buzei, astfel încât de dea impresia că au mustăți.
Atât bărbații cât și femeile se tatuau. Înălțimea nu era foarte înaltă, erau bine legați, părul era drept sau ondulat și în general închis la culoare. Unii au susținut o origine australoidă, alții un amestec europido-australoid. Cert este că ei, înainte de a se corce cu japonezii, arătau destul de diferit de japonezi. Acum, cercetările genetice par să încurce și mai mult problema. Genetica, care se presupune că limpezește apele, că dă întotdeauna cele mai bune răspunsuri, iată, pare să încurce și mai tare lucrurile. Conform studiilor genetice, cei mai apropiate rude în viața ale ainilor nu sunt nici japonezii, nici europenii, ci sunt indigenii negri din insulele Andamane. Acei negri din insulele Andamane, negri asiatici din insulele Andamane situate lângă Birmania și care aparțin Indiei. Ciudat, două popoare care arată atât de diferit și totuși sunt cele mai apropiate rude între ele. Poate nu vom dezlega prea curând misterul originilor ainilor, cine sunt ainii, dar cert este că toate aceste date îi fac foarte interesanți și ei devin mai interesanți pe zi ce trece. Arheologia ne spune că în Japonia, că Japonia a fost prima țară din lume care a trecut la olărit, cu mult înainte să treacă la agricultură. Deci iată un lucru foarte straniu și original în cultura japoneză. Japonezii au fost olari cu mii și mii de ani înainte să fie agricultori. Cultura Yomon, prima cultură din lume care a practicat olăritul, apare în jurul anului 10.000 înainte de Hristos și până în anul 300 înainte de Hristos domină Japonia. Deci s-ar părea, iată, că ainii sunt urmașii cele mai vechi culturi de pe planetă. Ainii sunt urmașii uneia dintre cele mai vechi culturi de pe planetă, care au trăit neîntrerupt în insulele lor de cel puțin 12.000 de ani. Foarte interesant. Acum, dacă într-adevăr ainii sunt urmașii culturii Yomon, este mai greu de spus, pentru că noi nu avem mărturii scrise. Oamenii culturii Yomon nu scriau. Și ainii înșiși, până ce au fost cuceriți de japonezi târziu, în secolele 17, 18, 19, nici ei nu scriau. Cultura Yomon este faimoasă nu numai pentru vasele sale ceramice, între care unele atingeau aproape un metru înălțime, cât și pentru celebrele statui statuile Dogu din lut, în care unii au văzut reprezentări de extraterestri. Într-adevăr, unele dintre statuile Dogu prezintă oameni cu ochi foarte bulbucați. Unii au zis, domnule, dar iau niște ochelari de astronaut. De fapt, nu este nimic de genul ăsta. Popoare precum eschimoșii poartă și în prezent ochelari din os perforați. Ochelari din os cu foarte multe perforații ca să se apere de strălucirea zăpezii, fiindcă se știe că strălucirea zăpezii poate să orbească. Și ca să apere de această strălucire, poartă ochelari din os cu foarte multe perforații. Săpăturile arheologice au arătat că oamenii culturii Yomon o duceau bine. Nu cunoșteau stratificarea socială, locuințele unui șef, în măsura în care putem vorbi de șef, nu se deosebesc de locuințele oamenilor de rând. Aveau o dietă bogată și variată, consumau pești, vânau foci, culegeau plante. În așezările lor s-au descoperit rămășițe a 64 de plante comestibile. La apogeul său, cultura Yomon avea circa 250.000 de locuitori, mult mai puțin decât populația actuală a Japoniei, dar mult pentru o cultură de vânători-culegători. Vânători-culegători și în același timp olari.
Iată o combinație foarte interesantă. În ce măsură sunt ainii urmașii culturii Yomon? Unii consideră că, într-adevăr, ainii locuiau în toată Japonia și ei nu sunt alții decât oamenii culturii Yomon. Alții însă, cum este Jared Diamond, cred că existau diferențieri în cadrul culturii Yomon. Numai în nord, în Hokkaido, existau ainii, în vreme ce în restul Japoniei, insula Honshu, cea mai mare insulă a arhipelagului, trăia un alt popor. Deci, cultura Yomon din Hokkaido și cultura Yomon din Honshu erau operele a două popoare diferite. Nu toți împărtășească această idee. Faptul este că după ce apar japonezii, veniți probabil din Corea, purtătorii culturii Yayoi, în jurul anului 300 înainte de Hristos, cultura Yomon se retrage rapid și dispare din cea mai mare parte a Japoniei. Japonezii n-au locuit la început în toată insula Honshu. Poporul Yamato, statul Yamato, primul stat japonez, n-a stăpânit la început toată insula Honshu. În nordul insulei Honshu sunt amintiți în izvoarele japoneze Emishi, care sunt descriși ca fiind bărboși, la fel ca ainii. Bărboși, la fel ca ainii, trăind din vânătoare și cules. Acum, dacă Emishi reprezentau același popor cu ainii, sau dacă Emishi reprezentau urmașii culturii Yomon, exclusiv urmașii culturii Yomon din Honshu, care erau alții decât oamenii culturii Yomon din Hokkaido, este învăluit în mister, că noi nu cunoaștem limba Emishilor. Știm că Emishii s-au împotrivit cu dârzenie japonezilor și în secolele 8-9 și le-au cauzat uneori și înfrângeri militare grave, cum a fost înfrângerea de anul 788 după Hristos. Știm că Emishii aveau săbii încovoiate, tip Yatagan, în vreme ce japonezii pe vremea aceea nu aveau decât săbii drepte, cum aveau și coreenii și chinezii, săbii drepte. Este posibil ca celebra katana japoneză să fie avut un model de inspirație ale Emishilor. Însă un lucru este cert, Emishii dispar din istorie după secolul IX și rămân în Honshu numai japonezii. În Hokkaido însă rămâne o populație distinctă de japonezi, foarte distinctă, și anume ainii. În 1615, japonezii încep practică colonizarea insulei Hokkaido, pe care ei o numeau Ezo, și încep să intre în relații cu ainii dezavantajoase, relații care nu erau reciproc avantajoase, ci erau avantajoase doar pentru japonezi, în vreme ce pentru ainii erau dezavantajoase. Ainii încep să facă comerț cu japonezii, primind de la ei dându-le piei de focă, piei de vidră de mare. În Honshu crește vidra de mare, unul dintre animalele cu cele mai prețioase blănuri. Le dădeau de asemenea japonezilor pene de vulturi, de acvilă, și primeau în schimb de la ei săbii, obiecte lăcuite, sake, băutura sake, țesături, kimono-uri japoneze. Ainii purtau haine diferite de japonezi, purtau niște halate decorate cu motive geometrice, total deosebite de kimonourile japonezilor. Au existat și revolte sângeroase ale ainilor împotriva japonezilor, în 1669 și 1789. Ainii care s-au răsculat au fost măcelăriți cu miile și femeile lor au fost luate în sclavie sexuală. Deci iată că japonezii au practicat sclavia sexuală prima oară cu femeile ainilor, înainte să o practice cu femeile coreene și chineze în al doilea război mondial. Un mare interes pentru ainii se constată începând cu secolul XIX, când numeroși etnografi
ajung în Hokkaido, în Kurile și în Sahalin și încep să-i studieze pe aini. Le-a atras atenția multe particularități ale culturii ainei, cum ar fi, de exemplu, cultul ursului. Ainii aveau un respect pentru natură extraordinar și este posibil ca o parte din acest respect să fi fost insuflat japonezilor, care sunt și ei mari iubitori de natură. O serie de cuvinte, iată, cuvinte japoneze sunt de origine aină. De exemplu, kami, cuvântul japonez pentru zei, kami, provine din kamui al ainilor. Deci japonezii au luat de la aini cuvântul pentru zei. Numeroase denumiri de locuri, de râuri, de munți în Hokkaido sunt de origine aină. Sunt luate de japonezi de la aini. Deci da, ainii au influențat pe japonezi la fel de mult cum și japonezii au influențat pe ainii. Cultul ursului a atras atenția cel mai mult etnografilor europeni, japonezi, nord-americani, ruși. Ainii aveau un respect extraordinar pentru urs, pe care îl considerau un zeu, o zeitate. În fiecare primăvară ei omor și îi creșteau pentru carne, îi vânau pentru carne. În fiecare primăvară ei omorau o ursoaică pentru a-i, și spuneau că îi trimit spiritul la zei, înapoi la zei. De asemenea, îi capturau pui de urși, ursuleți, pe care îi creșteau, îi îngrășau până la vârsta de un an când îi sacrificau. Nu este vorba despre o domesticire a ursului, căci nu este vorba de urși care se reproduceau în captivitate, ci este vorba de pui de urși luați din sălbăticie, crescuți în captivitate, până la vârsta de un an, când erau sacrificați, erau trimiși la zei. Sărbătoarea ursului era însoțită de cântece, de dansuri, de muzică. Era un prilej extraordinar de unire a întregii comunități. Nu este vorba deloc despre un abuz la adresa animalelor, ci este vorba, dimpotrivă, despre un adânc respect. Ainii nu omorau animale pentru profit. Ei omorau animale sălbatice pentru hrană, pentru îmbrăcăminte, pentru hrană, dar nu le omorau pentru profit. În anul 2000, când revista National Geographic a publicat un articol despre zorii omenirii, o echipă a National Geographic a călătorit și în Hokkaido, unde a întâlnit aini care omorau urși, dar îi creșteau pentru a îi arăta turiștilor și a obține banii. Similar oarecum cu ursarii, cu țiganii ursari de la noi. Deci ei luau urși, îi creșteau și îi foloseau ca animale ca să atragă turiști. Unii dintre urși erau jongleri, alții se ridicau în picioare, așa, și cereau de mâncare de la turiști. Practic, obiceiul, cultul ursului propriu-zis, a dispărut și s-a transformat în ceva turistic. Ce ar mai fi de spus aici? În 1899, în 1869, mă scuzați, în 1869, Japonia, imediat după Revoluția Meiji, care a marcat intrarea Japoniei în modernitate și trecerea la capitalism, pe urmă și la imperialism, în 1869 Japonia anexează oficial Hokkaido, ceea ce a însemnat o mare lovitură pentru ainii, o mare lovitură, mult mai mare decât toate loviturile pe care le primiseră anterior. Pentru că ce s-a întâmplat? Au venit foarte mulți coloniști japonezi, populația ainu a scăzut dramatic de la 80.000 la numai 15.000. Li s-a interzis să-și mai practice modul de viață tradițional, adică să vâneze, să pescuiască, să culeagă fructe sălbatice din pădure și au fost obligați să se ocupe cu agricultura. Limba ainu a fost interzisă. Prin legea din 1899, ainii au fost declarați foști aborigeni, foști aborigeni, care urmau să intre într-un proces masiv și intens de japonizare. A fost tragic. A fost o crimă împotriva culturii.
O mare parte dintre AIN s-au asimilat și în prezent din cei câteva sute de mii de, se estimează că sunt câteva sute de mii de persoane în Hokkaido cu strămoși AIN, numai circa 17.000 se mai declară AIN. A fost ceva tragic, ceva cumplit, un genocid cultural. Revin la ce am spus mai înainte. Când un popor moare, când un popor dispare, nu contează că a fost omorât la Auschwitz. Nu contează că a fost omorât de conquistadori cu săbii și cu câini de luptă. Nu contează că a fost omorât prin război bacteriologic, ca o serie de triburi amerindiene din America, din America de Nord, care se dădeau pături contaminate cu variolă. Nu contează că au fost omorâți prin glonți, prin ciclon B, prin variolă și prin alte metode. Chiar și atunci când le este omorât spiritul, se cheamă că omul moare. Un popor moare când este omorât spiritul. Un popor nu moare numai când este omorât fizic. Un popor moare și când este omorât și spiritul, și este o tragedie. Chiar dacă n-a fost împușcat nimeni, este totuși o tragedie când un popor moare. Cultura sa moare, limba sa moare. Păi gândiți-vă că acum din aia câteva sute de mii de oameni cu originea Ainu, numai 17.000 se mai declară Ainu. Și din aia 17.000 care se declară Ainu, numai 8 sau 10, toți bătrâni trecuți de 80 de ani, mai vorbesc limba Ainu. Este o tragedie cumplită. Ainu este cea mai amenințată limbă din lume, am putea spune. Cea mai amenințată limbă de pe planetă. Când vor muri acei 8 sau 10 bătrâni trecuți de 80 de ani, ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? Cine va mai avea acces la un mod unic de a gândi, la un mod unic de a privi lumea? Este groaznic. Este ca și când ar cădea o stea. Tovarăși și prieteni, când o limbă moare, este ca și când ar cădea o stea. Momentul când ar muri ultimul vorbitor de limba Ainu este momentul în care toți trebuie să ținem doliu. Pentru că un popor a murit. Un popor nu poate să trăiască fără limba sa. Când vor fi murit ultimii vorbitori de limba Ainu, vor veni momente foarte grele pentru cei câteva mii de Ainu rămași în viață. De Ainu japonizați care vor fi rămași în viață. Tentația pentru ei de a se japoniza va fi mult mai mare ca până acum. Ce putem face decât să salutăm, să condamnăm politica criminală, barbară a guvernului japonez, urmărită cu obstinație timp de peste 100 de ani, și să salutăm inițiativele care se fac pentru a păstra măcar așa ca obiect de tezaur etnografic. Această cultură atât de fascinantă. Fascinantă prin respectul ei față de natură, prin modul de integrare în natură, prin egalitarism, prin absența violenței domestice, prin absența invidiei, prin absența consumerismului. Un tezaur care trebuie susținut și noi trebuie să susținem, să aplaudăm orice inițiativă, chiar și tardivă, de a păstra acest tezaur. Cum ar fi, de exemplu, deschiderea unui muzeu al culturii Ainu, programată pentru 2020. Japonia, care va organiza Olimpiada de vară în 2020, vrea să atragă turiști. Și un mod de a atrage turiști este și a le prezenta o cultură originală care a fascinat și continuă să fascineze oameni din lumea întreagă. Sunt și mulți români fascinați de poporul și limba Ainu și, așa cum am spus, sunt și naționaliști albi, rasiști albi care sunt fascinați de limba Ainu. Un rău pe care nu avem ce să-l facem, nu avem ce să-i facem, dar cum să zic eu, e un rău, dar ei n-au de ce să se agațe, rasiștii albi, pentru că Ainu, chiar dacă se spune că au fost niște albi oprimați de niște nealbi, da? Totuși asta nu anulează faptul că per ansamblu omenirii mult mai mulți nealbi au fost oprimați de albi decât invers. Înțelegeți?
Eu susțin drepturile ainilor, chiar dacă este vorba, chiar dacă ar însemna să intru în gura unor oameni care zice, uite, domnule, ăsta a dat-o pe protejarea rasei albe. Nu e adevărat, eu nu văd lucrurile așa. Eu văd lucrurile ca pe o protejare a unui popor mic supus exploatării coloniale, nu? Orice popor mic supus exploatării și genocidului colonial, genocidului, etnocidului, lingvistic, cultural, genetic și fizic, trebuie apărat, indiferent că este alb, victima unor nealbi sau, cazul cel mai tipic, un popor nealb, victima unor albi. Ce să vă mai zic? Unii au ajuns până la acolo încât a spune că ainii erau daci. Cred că ainii ar râde de s-ar prăpădi dacă ar auzi așa ceva. Printre lacrimile lor s-ar strecura și niște hohote bune de râs. Dacă ar auzi pe cineva, pe un tracoman de ăsta nebun de pe la noi, că să spună că ei sunt daci. Limba Ainu, chiar dacă Ainu la început semănau cu albii, înainte de a se corci japonezii, cu japonezii semănau cu albii, totuși limba Ainu nu seamănă deloc nici cu limba română, nici cu limba dacă, care a fost aia, cu nicio limbă cunoscută. Este o limbă izolată. Da, și iarăși mă întristez. Plânge inima în mine când mă gândesc că mâine, poimâine, s-ar putea să nu mai rămână niciun vorbitor de Ainu. Da, sunt trist. Le urez Ainilor multă putere, multă forță pentru a rezista prin grelele încercări care se prefigurează. Gândurile mele se îndreaptă spre intelectualii Aini, care trebuie să țină cu nația lor, să țină cu poporul lor, să spună lumii întregi că sunt mândri că sunt Aini, și să se apuce acum să ia toate măsurile pentru ca această limbă, în caz că dispare, să fie reînvățată. Pentru că o limbă care dispare poate fi reînvățată, au dovedit-o evreii cu ebraica. Asta este, le urez mult succes. Vă mulțumesc pentru atenție, sper să ne revedem cât mai curând.